Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Întâlnirea cu Grup Forman. De nou suntem împreună. Sigur, după ce mi-a avea așteaptă să începem lecția, eu n-am să pierd prea mult timp și pornim direct în lecții. O să încep cu lecții la clasa a 6-a. Și am să vorbesc ceva despre puteri, compararea a două puteri. Da? Deci, în lecția trecută, George, dacă ți-amintești, am făcut suma aceea superbă, cât era împărțirii cu restul. A fost un spectacol. Trebuie să spun că prietenii noștri care au dat peste lecție sunt atât de entuziasmați încât au și pus niște comentarii acolo, spunând ce minunate lecții faceți dumneavoastră, domnule profesor, dar eu nu le fac eu, ci le faceți voi. Voi doar mă ajutați. Așa că, uite, hai să spunem așa, compararea a două puteri. Mai întâi am să te rog să-mi spui, între 3 la a 15-a și vecinul său 3 la a 17-a și respectiv 9 la puterea a 5-a, aș vrea să le ordonez crescător. Să-mi spui tu care e mai mare, după părerea ta. Adică care e mai mic? Dacă zic crescător, de la mic la mare. Da, da, da. Așa. Te rog. Ce părere ai? Păi transformăm mai întâi pe 9 la 5. Și scriem, da? Tu scrii și vorbești. Deci tot timpul așa trebuie făcut. În timp ce scriu, eu nu scriu nimic pe tablă decât după ce tu îmi dictez. Ne scriem pe cele 3 nouă numere și spunem echivalent, adică în aranjarea următoare, ideea ta a fost să umblăm la 9. 9 cu cine este egal? 9 la 5 este egal cu 3 la 3. 3 la 2, 3 la 2. Așa. Deci, în loc de 9, o să spun 3 la 2, totul la a 5-a, apoi pun pe vecinul său, nu știu cum să le pun, 3 la 15-a și în sfârșit să pun și pe 3 la a 17-a. Tu ai simțit nevoia să fie 3 peste tot. Da. Ca să ai aceeași bază. Nu așa? Da. Ei, am înțeles acum. Și cât ar face 3 la a 2-a totul la a 5-a? 3 la a 2-a totul la a 5-a. 3 la 2 ori 5. 2 ori 5. Care e motivul? Ai justificare? Înțelegi de ce? Nu, nu. Nu ține minte regulile. Hai să vedem ce înseamnă 3 la 2-a totul la 5-a, ca să înțelegi tu în intimitate chestiunea. 3 la 2-a totul la 5-a. Înseamnă că pe 3 la 2-a îl înmulțesc prin el însuși de câte ori? 3 la 2-a de 5 ori. Așa, zic o dată 3 la 2-a înmulțit cu iarăși o dată 3 la 2-a și încă o dată 3 la 2-a și încă o dată 3 la 2-a și în sfârșit încă o dată 3 la 2-a. Și iată cât face acum. Oare cât face? Oare cât o face? 3 la 10. 3 la 10, pentru că dacă vrei să-l rupem și pe 3 la 2, aș zice așa, 3 ori 3. Și sigur, de câte ori se scrie 3 ori în final? De 2 ori aici, de 2 ori de... Deci este de 10 ori, nu? Așa cum ai spus tu, este 3 la puterea 2 ori 5. Dar dacă tu mi-ai spus o regulă, pe mine m-a supărat chestia asta. Nu mecanic înțelegem niște lucruri. Când am zis 3 la 2-a totul la 5-a, înseamnă că de fapt ăsta de sus îmi spune de câte ori îl scriu pe el. Nu? Îl copii. Și l-a scris de 5 ori. Și apoi acum revin. Aici este un 3 la 2-a. Din coace, un 3 la 2-a. Și în total sunt la operația de mulțire a două puteri cu aceeași bază. Copiem baza și adunăm exponenții. Pentru că 1 și cu 1, 2, 1 și cu 1, 2, adică 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 face 10. Vezi ce fac eu acum, Georgica? Vreau să înțelegem lucrurile acestea. Că matematica nu înseamnă niște reguli pe care nu, cineva o visa noaptea și ți-l arunc așa. Trebuie să înțelegi de ce facem asta. Așa, fiindcă am pus problema asta, trebuie să spui cât face 3 la a doua, la a doua, Georgic. 3 la a doua, la a treia. Hai să vedem așa. 3 la 6.
3 la puterea 6. A 6. Cum de aia ai spus chestia asta? Dar dacă aș fi spus 3 la a 2, totul la a 3, cât ar fi făcut? 3 la a 2, totul la a 3. 3 la 2, totul la a 3? Ah, ba nu, ba nu. 3 la a 2, totul la a 3 înseamnă 3 la 2, 3. 3 la 2 la a 3 ar însemna 3 la 8. 3 la 8? Pentru că nu mai e... Vezi, vezi? Data trecută cât mi-ai zis? 3 la cât ai zis aici? La 2 ori 3. 3 la 6. Sigur că te-ai păcălit. Dar eu nu te-am certat. Ți-am pus situația asta la altă. Și asta tu ai răspuns. 3 la 2, totul la 3. Aha! E deosebire dintre scrierea asta și asta. Da? Da. Deci aici este corect. 3 la 6. 3 la puterea 2 ori 3. Și am justificat aici ce înseamnă. Care face 3 la 6, pe când în partea aslaltă, 3 la 2 la 3 înseamnă că 2 la 3 este mai întâi. Deci facem 2 la 3, da? Și va face 3 la puterea. Cât face 2 la 3? Înseamnă 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. 2 la 8. Da? 2 la 3 face 8. Și iată că face 3 la 8, care e altceva decât 3 la 6. Și acum ultima chestie care ți-o dau, te rog să spui că face 3 la puterea 2. Am zis că scrie. Mai păcălit. Mai păcălit, el nu mai fost atent. Nu știam. Dar trebuie scris. Trebuie scris, Georgică. Pentru că cu profesorul cu care comunici când dai o lucrare, nu faci decât, nu stai de vorbă cu el, ci pur și simplu îi scrii. E valabil pentru toată lumea. De-aia nu lași pixul din mână. Îl ții în mână că tot timpul ai avea de scris. Da? 3 la 2, la 0, la 4, la 7, la 9. Cât este oare? Cât e? Mm-hmm. 3 la 2, la 0, la 4, la 7, la 9. De unde ai fost să spui asta? Pentru că 2 la 0, 1 și 1. 2 la 0 face 1. 1 și oricare... Dar nu a zis ea de sus în jos. Adică 7 la ce-o fi acolo, dă, 4 la ce-o fi, dă. Până 0 la ce-o fi creasta asta, toată. 0 la toată aia. Și 0 la orice putere cât este? 1. 0 la orice putere este? Adică 0 la 2. Ce înseamnă 0 la 2? Am credeam că 2 la 0. E, păi nu am spus așa. Înseamnă 0. Deci 0 la 2. Ce tu ai și scris acum. Că ai văzut că ai avut o greutate. 0 la 2 înseamnă 0. Că e 0 ori 0 de 2 ori. Deci egal cu 0. Dar 0 la 9. 0 ori 0, 0, 0 de 9 ori. Care faci și tot 0. Deci 0 la orice putere este 0. Da. Ce știai tu era că 2 la 0 face 1. Prin definiție s-a adoptat asta. Da? 2 la 0 face 1. 2 la a... 3 la 0. 3 la 0 tot 1 face. Deci orice număr la puterea 0 face 1. 7 la 0 și mai departe. Mă întorc aici. Și se zicând că e 0 la ceva, aici e pusă de poantă toate treaba asta. Face 0. Și atunci rămâne 3 la a 2 la 0. 3 la a 2 la 0. Și iată că 2 la 0 face cât? 1. 1. Și o face 3 la 1 care face în final. Deci scara aceea care ai văzut-o tu, aici scrisă de mine, are valoarea 3. Hai să ne facem un exercițiu, că eu de unde am plecat? Am plecat să ordonăm numerele acelea. Deci vreau neapărat. Neapărat să ordonăm numerele acestea. Și iată că 3 la a 2 totul la a 5 face cât? 3 la a 2 totul la a 5 este egal cu? 3 la a 2 totul la a 5? Da. Stai frumos. Pe... 3 la 10. Așa e egal cu? Scrie, te rog. Deci 3 la a 2 totul la 5 de desubt egal cu 3 la a 10. Așa. Punct și virgulă.
Apoi prietenul 3 la 15 îl lăsă. Și apoi prietenul celălalt 3 la 17 îl lăsă în urmă. Și care crezi tu că e cel mai mic din cârdul ăsta? 3 la 10, clar. Clar că au aceeași bază și cum 10 mai mic decât 15, 15 mai mic decât 17. Deci de aici tragem concluzia că 3 la 10 e mai mic decât 3 la 15, mai mic decât 3 la 17. Perfect, scriem acolo, da? Pe că ți-am vrea să fie scris, să nu mai repet, că se înregistrează de fiecare dată. Scrie, scrie, scrie. E de parcă tu n-ai scrie și eu n-am altceva mai mult de făcut. Și acum să mai ordonăm numerele. 8 la a 4-a, 4 la a 8-a, 16 la a 2-a. Deci 8 la a 4-a, 4 la a 8-a și 16 la a 2-a. Vreau să le ordonăm și pe astea. Mihai, ești un pic trist, te uiți. De ce? Nu mai ai aceeași bază, nu așa? Nu mai. Baza e 8 aici, îi face 4, 16. Deci și tu ai trecut clasa a 4-a. Acum privești cu mult drag și te uiți pentru că îți place să stai la ora profului online. Deci din clipa asta te-am captat și tu nu pleci de aici, din chitii clasa a 6-a. Zi-o o idee tu, Mihai. Ia să vedem. Ce ai încercat ca să fii? Ce bază ai vrea să fii peste tot? Aș vrea să fie baza 16. 16 peste tot. Ar trebui pe 4 să scrii cu ajutorul 16. Da. Mai degrabă pe 4. Pe 4 să fie bază. 4 peste tot, zice Mihai. George. 4 peste tot. Adică pe 16 îl putem scrie ca fiind 4 la cât? 4 la 2. Foarte bine. Dar pe 8 mai puteai scrie ca 4 la ceva? Pe 8. Mai poți spun? Baza la 2. Cât? Baza 2, să fie. Revii! Revine și spune nu 4, baza 2. Îi place lui mai mult. În baza 2 s-ar descurca. Adică pentru că numerele astea sunt multipli de 2. Deci asta este, fiindcă 8 e multiplu de 2. Da. 4 e multiplu de 2. Nu, fiindcă 8 se scrie ca puterea lui 2, mai bine spus. Exact, da? Ia să vedem 8 cât ar veni. 2 la cât ar să fac 8, Mihai? 2 la 4. 2 la 2, la 3. Da, 2 la 3. 2 ori 2, ori 2, de 3 ori. 2 la 3. Deci vine 2 la 3, totul la 4. Ce fericit sunt pentru că am pus cu baza 2. În loc de 4, să zic cât? În loc de 4? 4, cu tot cu 2 aș vrea. Da. Ar fi 2 la 12. 2 la a 2, numai 4 ăsta. 2 la a 2, tot la 8. Așa, da, e altă poveste. Dar eu spun mai pe 4. Deci pe 4 îl scrim ca 2 la a 2 și sigur era totul la a 8, cum vedem. Și în sfârșit 16 e egal cu? 2 la a 4. Da. Totul la a 2. Și iată, ne apropiem, aici avem niște operații de făcut, să vedem echivalent, așa scrii și tu, cârdul ăsta, echivalent într-o altă transcriere, astfel vom spune. 2 la 3, totul la 4? 2 la 12. Bine, 2 la 12, adică mulțim ăștia 2, Mihai, 3 ori 4. Da? Am văzut noi ce înseamnă. Am văzut mai înainte ce înseamnă 3 la a 2, totul la 5, scrim de 5 ori. Deci vine 3 la a 12. Apoi vecinul său, 2 la, pardon, 2 la 12, 2 la? A 16. A 16, că 2 ori 8, 16. Și 2 la? A 8. A 8. Suntem chiar fericiți, pentru că am sesizat, am reușit ca să scriem peste tot aceeași bază. 2, 2, 2. Și acum, în clipa asta, îmi dau seama că cel mai mic care este din cărdul ăsta. 2 la 8. 2 la 8. Deci pe el scriu 2 la 8. E mai mic decât care ar fi următorul? 2 la 12. 2 la 12. Și în sfârșit mai mic? 12. 2 la 16. Iată cum am ordonat. De la mic la mare, în crescător, cei 3 termeni. Da? Să fie scris că acum ți-a luat pe el. Da? Bun. Da. Și îl arătăm la sfârșit la carte. Da? Ca să vedem ce punem și noi. Adică cum arată la mine, cum arată la tine pe caietel. Să învățăm să redactăm. Asta e important. Asta e important.
Uitați-vă, dragilor, am reușit acum, am înțeles că ori de câte ori avem două sau mai multe puteri și vrem să le ordonăm, trebuie să ne străduim să avem aceeași bază. Ăsta este secretul, să avem aceeași bază. Și primul să știm toate operațiile cu puteri, ca să putem duce la capăt și să putem face, scrie ordinea aceea. Ei, dar ia să mai încercăm și alt joc. Deci când am avut cu aceeași bază, am văzut. Dar dacă vreau să-mi spui 5 la a 8-a față de vecinul 7 la 8-a, care crezi că este mai mare? Acum au același exponent de la bun început. Care cred că e mai mare? Da. Pe 7 la 8-a, clar. Sigur că da. Mai mic este 5 la 8-a. Da. Deci dacă au aceeași bază, ne ducem după exponenți, iar dacă au aceeași același exponent, ne ducem după bază și constatăm repede care este ordinea. Deci când au aceeași bază, aceeași exponent, bazele hotărăsc, ne dăm seama, iar când au aceeași bază, exponenții sunt cei care decid. Așa de aici rezultă, nici nu stăm pe gânduri, Mihai, 5 la 8 este sigur mai mic decât 7 la 8. Da. Dar acum e un moment greu. Urmează-mi există foarte tare. Știți la ce mă gândesc? Nu. Voi trebuie să știți. Mă gândesc să dau o situație când nici bazele sunt egale, nici exponenții. Alege noi. Ia să văd, mă. Să vedem. Ia să vedem când zici tu. 2 la puterea 33 față de 3 la puterea 22. 33 și 3 la puterea... 2 la 33 și 3 la 22. Da, da. Aici au 15. Știu. Știu. Îl scriem pe 33 ca 11 ori 3. Așa facem. Deci, iată, ne propuneți 2 ori la puterea scriem, da? 2 la puterea 3 ori 11. Acum și prin somn eu când voi trezi, spun scrie. 2 la puterea 3 ori 11 și vecinul 3 la puterea 2 ori 11. Da. De acord? Și totuși n-am spus mare lucru. Am mai scris pe 33 ca 3 ori 11 și 2 ori. Nu mă pot pronunța încă. Au aceeași, n-au bazele egale. Nici exponenții nu sunt egale. 22 și 33. Ce? Da. Ba, trebuie să vedem că 3 la 2 ori 11, deci am semnat 3 la 2, totul la 11. Asta. Ah, te-ai întrebat de unde vine mulțirea asta? Da, da. De la o putere la o altă putere. Și tu ești așa, 2 la puterea 3, totul la 11, și vecinul său, 3 la 2 și totul la a 11. Da. E și ce dacă? Și ne dă 2 la 33-a. Dacă ne întoarcem de unde am venit, ne ducem de unde am venit, dacă am făcut așa chestii frumoase, nu se poate să... Adică ridic baza aia, adică 2 la 3 ar însemna 8 la 11. Da, deci 2 la a 3 face 2 la 3, 2 ori 2, 2 de 3 ori face 8. 8, deci 8 la 11 și respectiv vecinul său... 9 la 11. Deci 8 la 11 și respectiv 9 la a 11. Mai mare fiind 9 la 11. Gata, au același exponenți. De acum bazele dirigează. Vezi ce tare? Ne-am dus la situații care știam noi dinainte. Foarte tare. Deci într-adevăr, asta e menit. Adică 2 la 33, asta înseamnă tradus. 2 la 33 este primul, e mai mic decât 3 la 22. Dovedit, justificat, corect, clar. Dar dacă ți-aș fi dat eu 2 la comparare, fii atent, hai să-ți fac acum. 2 la puterea 32, 2 la 32, față de vecinul 3 la 22. Care crezi tu că e mai mare între cele doi? Care e mai mic?
Fă-mă ordine. Eu cred că cel care e mai mic este 2 la 32. De ce mă? Stai mă că tu ne păcălești. Nu. George, nu e corect ce-a făcut. Nu, la nimereală. La nimereală, eu așa cred. Dacă tu, Mihai, vii și îți justifici de ce, eu sunt entuziasmat, pur și simplu. Că pare să fi zis la nimerală. Nici n-am apucat să scrie pe tavă și eu am spus, el crede că. Vino cu acest și de ce crezi tu? De ce crezi tu, mă? Eu aș scrie 2... Ce te face? Să-l lăsăm pe un pic, nu? El crede că. De ce crezi tu că 2 la 32 e mai mic decât 3 la 22? L-am uitat și la cealaltă și e 3 la 22. Și așa. L-am lăsat așa. Da, așa. Da? Și ăsta e unul mai mic. Deci ăsta e mai mare decât ăla. Wow. Și ăsta e la fel ca, deci ca și cum, oricum ăsta e mai mare pentru că e la fel ca ăsta și ăsta e mai mic. Deci tu spui așa. N-am schimbat prea mult. Pe ăsta din dreapta l-am lăsat așa. George, uite ce spune el. Pe ăsta 3 la 22 l-am lăsat. 2 la 33 l-am mișcat un pic. Că am zis 32. Dacă ar fi fost... Hai să spunem așa, George. Hai să fim corecți. 2 la 32 e mai mic decât 2 la 33. A, da, dar să zicem, eu mă gândesc să zicem că nu aveam aia mai întâi și că ar fi nou-năuța asta și n-am. A, stai dur. Dar deocamdată, George, Mihai este atent și el se prinde câtă vreme vede 22 se păstrează, iar ăsta este cu o unitate mai mic, e clar că așa este. Adică tu spui, acum ai toate argumentele, dacă ăsta e mai mic decât ăsta, ăsta e mai mic decât ăsta. Păi ăsta care e mai mic decât celălalt din dreapta, da? Dacă ăsta e mai mic decât ăla, da? Deci, e mai mare decât ăla. Da? Deci vine că 2 la 32 e mai mic, sigur, decât 3 la 22. Lucru foarte tare. Bravo! Deci vezi, dacă stai pe margine și spui mintea la treabă, ai lovit foarte repede ghișciu. Da? Asta înseamnă să prinzi ghișciu și să nu dormi. Păi nu-l facem, nu-l scriem acum. Nu, asta e și justificarea. Eu mă gândeam la altceva. Să vedem la ce te gândeai. Foarte mult pentru loc. La ce te gândeai? Mă gândeam să scriu 32 ca 2 ori 16. Da, fac asta. Fac așa, merg pe mâna ta. Deci, vrei, adică n-ai vrut să iei... N-ai vrut să iei asta, da, cum se cheamă, informația lui. Nu mi se pare. Nu-i deșteaptă, nu? Nu, deloc. E copiat, într-un fel, nu știu. Adică s-a bazat pe cealaltă relație, că dacă, de fapt, dacă eram la un test și să zicem că îi dădea relația asta nouă... Adică tu spui așa, dacă ar fi fost tabla șteasă, da, și s-ar fi cerut să se compare numerele 2 la puterea 32 cu vecinul 3 la puterea 3 la 32 și cu 3 la puterea 22, nu așa? Da. N-ar mai fi făcut ghișițul ăsta. Adică dacă n-ar fi avut experiența din urmă, cu alte cuvinte, dacă n-ar fi avut ghișițul pe tablă de mai înainte, el n-ar fi putut face ghișițul. Tu asta le spui. Da. Sunt de acord pentru un moment. Da. Și tu acum spui, vrei să umbli la 32, care să zici cât? Care e 2 ori 16. Adică să zicem și noi, 2 la 2 ori 16 și 3 la puterea 22. Un pic. Și 2 ori 16, ce înseamnă 2 ori 16? 2 la 2, totul la 16. Da. Zic, 2 la 2, totul la 16 și respectiv 3 la 22. E scris tot timpul unul lângă altul ca să nu poate mă atrage ceva, atenția. Da. Ei, și 2 la 2 tot la 16? Îl putem scrie ca... Ca 2 ori 11, dar... Dacă mă gândesc că bine, nu văd nici baza și spune tot nu se. Tot nu iese! Tot nu iese! Deci, ești din nou de rută, chiar tare acum. Că dacă zici 2 la 2 fac 4 la 16 și 3 la 22, nu se leagă.
Deci, dragul meu, George, așa văzând de ghișițiu, încerci prima tentativă. Ai avut-o? Ai văzut că nu sunt șanse? Nu sunt, da. Și atunci, iar ne întoarcem și le privim și le privim. Și le tot privim. N-avem un exponent comun. Văd aici... Asta e. 32 s-a scris ca fiind 2 ori 16, ai zis, nu? Da. Iar aici 2 ori 11. 22. Da, 2 ori 11. Și atunci ar scrie așa. Hai să încercăm. Deci ar veni 2 la puterea 2 ori 16, cum ai mai scris-o, și vecinul său 3 la puterea 2 ori 11. Și asta înseamnă că e același lucru. Că am putea zice 2 la 16, totul la a doua. Putem scrie așa, da? Da. Deci vine 2 la puterea 16, totul la a doua. Și respectiv 3 la a 11, totul la a doua. Și acum au același exponent, ca și cum am... renunța la exponent și am avea, nu să comparăm pe astea două, 2 la 16 cu vecinul 3 la 11. Pară un pic baze diferite ca și înainte, exponenții tot în pene, 16 față de 11. Deci tot nu iese. Mihai, încerci ceva? Iar tu încerci ceva, dar știi că dacă vii cu alte idei, ca cealaltă, mă bucur foarte mult. Ai altă inițiativă, da? Bine, dar nu-l văd acolo. Nu văd până la tine. Nu să explic. Ți-e greu să explici, da? Uh-huh. Georgica, hai să spunem așa. Că noi am făcut niște tentative, dar nu ne ajută toate astea. De aici încolo, rămâi blocat. Da. Și atunci, eu am să spun așa, iau pe ăsta de aici, de început, 2 la 32, e mai mic decât 2 la 33. 2 la 32 e mai mic decât 2 la 33. De unde? Păi au aceeași bază. A, da. Și exponenții? Da. Da? Dar de ce am făcut asta? De ce am făcut așa? Pentru că în 33, mărind pe exponentul ăsta cu 1, da, mă duc la 33 ăsta care înglobează pe 11 de sus. Deci, vezi? Eu sunt nevoit să fac o mișcare. Ceva să fac, altfel oricum aș trage de ghișiță, rămân blocat. Da. În concluzie, asta știu. Da! Și dacă asta ar să fie mai mic, pun semn de întrebare, decât 3 la 22, adică dacă am să arăt asta, e gata ieșițiul. Atunci nici nu încape discuții că 2 la 32 e mai mic decât 3 la 22. Și gata ieșițiul. Deci asta e da. Dacă arăt pe asta, da. Dacă reușesc la asta, atunci e gata problema. Da. Gata problema. Acum arătăm. Acum arătăm pe asta. Ăsta, semnul întrebare. Unul deoparte. Ia să văd aici. 2 la 33. Oare să fie mai mic? Dar cu emoții spun. Și spun semnul întrebare. Mai mic decât 3 la 22? Ce v-am spune? Că da, dar nu știu sigur. Echivalent. În loc de 33 zicem cât? În loc de 33, cât zicem? Zicem... Loc de 33? Cât? 3 ori 11. 3 ori 11, mă! Și vine 2 la a 3-a ori 11, care e mai mic decât 3 la a 2-a ori 11. Da? Da. Și asta este echivalent într-o scriere care sună așa. 2
la 3 tot la 11. Da. Lasă. Și 3 la 2 tot la 11. Cum mai poate fi scris asta aici? Ca 2 la 3 tot la 11. 2 la 3 tot la 11. Semnul de întrebare, da? Mai mic decât 3 la a 2 tot la 11. Și acum ești fericit că 11, 11, ai același exponent. Și deci semnul de întrebare s-a redus la, de parcă aș întreba 2 la 3, adică 8, oare e mai mic decât 9? Da. Terminat ești. Deci înseamnă... Stai, că au aceiași exponenți, nu? Da. Și ca și mă întreba dacă... Deci presupunem doar. Nu presupunem. Este o chestie, un moment de speculație. Este un moment de inventivitate. Spectaculos de important. Că tu, având 2 la 32 și 3 la 22, fără să-i fost experiența anterioară, ai spus cum fac la asta. Și ai încercat câte ceva și tot nu merge. Și aici e momentul cel tare pe care Mihai ușor l-a fructificat. Pentru că 2 la 32 față de 2 la 33 e adevărat că e mai mic 2 la 32 față 2 la 33. Da. Și bagă pe acest 2 la 32 ca un intermediar, strecoară, pe ăsta care nu era spre comparație, că nu aveam noi 2 la 33 aici. Dar el face lipitura între ăsta, face trecerea de la 2 la 32 la 3 la 22. Este momentul de inspirație a rezolvitorului. Rezolvitorul face ieșițiu că simte, da? Simte că ăsta l-ar ajuta. Că așa cum 22 l-are pe 11 și 33 l-are pe 11. Și el, băgat între cei doi, el este cel care liniștește și spune, s-a făcut, merge, este formidabil. Deci, de fapt, în compunere, eu, autorul, și m-au văzut prietenii noștri, când am compus ieșițul, de la cine am plecat? De la 2 la 33 față 3 la 22, despre care am aflat că este adevărat, că Bob mai mic ca 9. Ei bine, am mers eu înapoi, în loc să-l dau pe ăsta, l-am șters pe ăsta, și l-am pus unul mai mic. Și am compus o nouă ieșiță cu două puteri și cu baze diferite. Da? Două puteri. Și bazele, acum bazele sunt 2 și 3, dar exponenții am ascuns pe 11. Deci 11 care era aici prezent și în 33 era prezent 11, dând pe 32 unul mai în stânga, a făcut ieșițul foarte dificil. Încât rezolvitorul, când se apucă, el trebuie, da? Trebuie să facă ce chestie? Să strecoare pe 2 la 33 acolo, să simtă el, să mute problema într-o alta. Problema, neputând să o facă direct, simte că 2 la 33 va face serviciu și cum 2 la 32 mai mic 2 la 33. Și dacă 2 la 33 va mai mic decât, și dacă, e gata, e ieșițul. Și dacă da, este adevărat să faci. Tot aici, plecând de la inegalitatea de bază, inegalitatea de bază. Care am luat-o noi. 2 la 33 mai mic decât 3 la 22. George, asta e ideală, dar ea îi ascunde în culise. Știi care? 2 la a 3-a, că e mai mic decât 3 la a 2-a. Asta e cea de bază. Că o ridicăm noi la 11, că o ridicăm la alte putere, n-are importanță. A, că 33 și 22 sunt divizori multiple al 11. Asta e. A fost asta dinainte pe care a ridicat la 11. Dar putem să o ridicăm și la 17 și la 29.